cum se folosesc morții, nu știu dacă pomenul este plătit, dar în sâmbăta morților noi mai putem ajunge la biserică cu jertfa pe masă. Stați liniștită. Bine că aveți pomenic acolo, numele celor adormiți sunt acolo la proscomidiar. Important este ca aceste nume să fie pomenite, se scoate mirida pentru morți, părticica, și când se pomenesc toți, fie părticică pentru fiecare nume, fie pentru mai multe nume, și se pune pe Sfântul Disc și la momentul cuvenit din Sfânta Liturghie se pun acele părticele care reprezintă pe cei adormiți și pe cei vii, că sunt două grămăjoare așa, și zice: spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici cu cinstitul tău sânge pentru rugăciunea sfinților tăi. Deci jertfa înseamnă milostenie, o pomană pe care o faceți. Nu aia atrage harul acolo. Harul desăvârșit este acolo, în pomenirea care se face la liturghie. Acolo este o rugăciune pe care o adăugăm, dar e ca și cum adăugăm o petricică la un munte. Muntele este liturghia. Petricica este parastasul. Oricum, Părintele vă pomenește și atunci faceți în continuare această jertfă, dați aceste alimente pe care ați vrut să le dăruiți de pomană cuiva, unei vecine necăjite, unei familii cu mulți copii care trece prin momente grele, și vă garantez, nu că e la fel de primită, mai bine primită decât dacă mergeați la biserică, cum se face adesea, se face parastasul și apoi luăm frumșel jertfa și o ducem și o dăm tot la ei noștri, la rude, la neamuri, la vecini care nu au nevoie neapărat, care trăiesc bine, slavă Domnului. Deci faceți-vă pomană cu cineva care chiar are nevoie.